ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc că sunteți aici. Este un moment important pentru noi ca echipă, pentru noi ca oraș și de ce nu cred că e moment important și pentru România. Astăzi lansăm un partid nou, îl anunțăm astăzi, și este fix în logica a tot ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în România și nevoia pe care o are societatea românească, dar mai ales orașul București. Este un moment de cotitură. Avem nevoie de un refresh, avem nevoie de un restart în România în general, dar în București în mod special. Încerc eu să răspund la câteva preocupări, evident că după aceea o să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră. Probabil că o să mă întrebați despre PSD. Vreau să vă spun eu dinainte, știți bine că sunt mulți ani de când eu nu mă mai regăsesc în această formațiune, în acea zonă unde am trăit foarte multe decepții pe care n-aș vrea să le amintesc pentru că le-am spus de nenumărate ori. De aceea face sens să creăm o alternativă. În activitatea administrativă pe care o am în ultimii 8 ani de zile, dar și în cei 6 ani în care am fost și sunt încă președintele Asociației Municipiilor, mi-am dat seama de cât de complicată este situația Bucureștiului în situația în care suntem astăzi, depindem de partide naționale, de partide în care de cele mai multe ori Bucureștiul este tratat la și alții. Bucureștiul are nevoi speciale, Bucureștiul de foarte multe ori a fost tratat ca o cenușăreasă. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Consider că este inadmisibil astăzi ne asfixiem în trafic din cauza atât guvernului, cât și din cauza primăriei generale. În ultimii ani s-a făcut aproape nimic pe partea de infrastructură, care este atât de necesară pentru București. Am văzut, sunt sate în România care au centură ocolitoare, în timp ce Bucureștiul nu o are. Și aceasta din cauza ticăloșeniei celor care au guvernat România. Noi încercăm să promovăm un alt fel de a face administrație mai ales și mai puțină politică. Pentru că noi credem că activitatea noastră trebuie să se focuseze 99% pe administrație, pe muncă și, da, avem nevoie și de politică, dar nu mai mult de 1%. Cam asta ar trebui să fie ponderea, nu așa cum am fost obișnuiți. Foarte multă politică, foarte multă demagogie, foarte multă gălăgie, foarte multă vorbărie inutilă și prea puține rezultate. Prea puține fapte. De aceea, noi ne propunem să fim o alternativă pentru București. Nu ne propunem guvernare, nu ne propunem interese naționale, ci noi, pur și simplu, vrem să ne ocupăm de București. Trebuie cineva să se ocupe și de acest oraș. E, bine, de aceea București 2020. Pentru că ne raportăm la București și doar la București. Iar 2020 arătăm că suntem în actualitate. Actualele partide politice, aproape în general, sunt încremenite în trecut. Noi trebuie să ne raportăm la 2020, adică
un partid modern, cu o viziune modernă, adaptat la actualitate. Nu partide care pur și simplu sunt aceleași de zeci de ani, care aproape că n-au schimbat nimic, nici ca mentalitate, nici ca viziune, că de rezultate am mai stabilit că nici măcar nu poate fi vorba. Este momentul, așa cum am mai spus, ca faptele să vorbească. Și aici cred că este normal să discutăm despre realizări concrete. De ce 2020? Pentru că de 8 ani, de când, cu ajutorul cetățenilor, și le mulțumesc și de această dată, pentru că au avut încredere atât acum 8 ani, cât și acum 4 ani, să ne încredințeze administrarea acestei regiuni a Bucureștiului, am realizat, am recepționat mai mult de 2020 de proiecte. Adică mai mult de un proiect pe zi, recepționate, finalizate, nu doar promise. Mai mult de un proiect pe zi. Iată că se poate. Iar dacă suntem aici, este pentru că ne propunem mai mult. Se poate chiar mai bine. Și pentru următoarea perioadă, evident că ne propunem ca, mai ales pe sectorul 3, dar nu numai, să realizăm proiectele atât de necesare în București și de care până acum aproape că nu s-a ocupat nimeni. Și aici mă refer în primul rând la infrastructura mare, unde trebuie să găsim soluții pentru trafic, pentru că altfel, cu cât avem mai multe blocaje în oraș, cu atât aerul devine mai irrespirabil. Și da, așa cum am mai spus, cred că show-urile ieftine, vorbitul frumos, dar fără fond, apelul la emoție, în care românii să empatizeze, cred că trebuie să fie de amintire. Unul din obiectivele noastre este acela de a încerca maturizarea electoratului din București. Haideți atunci când discutăm serios despre nevoile Bucureștiului, despre realizările sau mai ales despre nerealizările Bucureștiului, haideți să nu mai acceptăm acea tentativă, acea tentație sau acea strategie a unora de a duce discuția în niște zone care nu ne ajută. Dacă vrem, dacă avem nevoie de oameni care să vorbească frumos, putem să mergem la teatru, putem să mergem la spectacole, de ce nu la întâlniri în care să se discute cu oameni inteligenți? Nu că n-ar fi nevoie, dar mai mult ca oricând avem nevoie de acțiune, avem nevoie de seriozitate, avem nevoie de rezultate. De aceea, atât pentru sectorul 3, cât și pentru București, ne propunem să venim cu o ofertă cât se poate de clară, de concretă, astfel încât să îndeplinim nu doar așteptările multor cetățeni cu care mă întâlnesc pe stradă și oriunde ies în zonele publice, în care îmi spun, domnul primar, și cu cine, domnule, să votăm? Că nu prea am avea nici cu ăia, nici cu ăia. Cred că este de datoria noastră să răspundem acestor așteptări și să creăm o alternativă serioasă, credibilă, a tot ce s-a întâmplat până acum în București și se întâmplă în continuare. Și da, am încredere atât în cetățenii sectorului 3,
cât și în cetățenii din București, că vor conștientiza această nevoie și vor avea încredere în proiectul nostru, iar noi vom reuși să influențăm în bine. Nu în ultimul rând, cred că avem nevoie de transparență. Deci acest lucru, faptul că astăzi bucureștenii nu știu unde sunt cheltuiți, unde le-au fost cheltuiți banii din bugete, și o spun cu mult regret, în afară de primăria sectorului 3, nu există transparență. Este singura instituție publică din România care este transparentă 100% prin reglementare. Nu mai există o astfel de reglementare niciunde în altă parte. Cred că este absolut necesar. Este un must această transparență în tot ce înseamnă cheltuirea banului public. Ca să nu mai discutăm și de alte aspecte, gen digitalizare, performanță administrativă și alte aspecte pe care le-am prezentat și nu vom obosi să le prezentăm și să le menționăm cu fiecare ocazie. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici și dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Să ne spuneți și despre prezența domnului Struzu și a domnului Ianu. Facem echipă împreună, le mulțumesc că sunt aici, vă mulțumesc pentru întrebare. Am emoții, sunt foarte jenat de această mască pe față, n-am acest exercițiu. Îi mulțumesc doamnei Albert și domnului Struzu că sunt aici împreună cu noi. Împreună, noi trei împreună cu mulți alții ca membrii acestui partid și ca echipă cu care sau care va reuși în perioada următoare să materializeze toate obiectivele despre care am făcut vorbire. Să ne punem postura de candidați? Dați-ne niște detalii. Deci, deocamdată, noi suntem aici pentru a discuta despre lansarea unui partid atunci când va fi momentul pentru lansarea de candidați, o să fie o chestie separată. În acest moment nu avem nimic de comunicat pe această temă. Domnul Struzu a plecat din ProRomânia? Dacă v-am spus că facem echipă, înseamnă că suntem împreună. Sunt și alți primari din PSD care vă vor urma în partidul pe care lansați astăzi? Aș prefera să ne limităm la tema acestei întâlniri. Nu cred că este în regulă să comentăm acum toate posibilitățile și toate ipotezele. Atunci când vom avea chestiuni de comunicat, o vom face. Dumneavoastră, la sectorul 3, veți candida și susținut de ProRomânia sau de un alt partid? La sectorul 3 voi candida cu susținerea Partidului 2020. Dacă susținerea Partidului ProRomânia. Dacă vom reuși să știți că discutăm, așa cum am mai spus, nu-i prima dată, am avut discuții cu reprezentanții multor partide. Nu avem nimic concretizat, în consecință nu putem anunța nimic momentan. Dacă domnul Ponta va candida la Primăria Capitalei, sau în ProRomânia va avea un alt candidat separat la Primăria Capitalei, veți susține acest candidat? Dumneavoastră cu acest nou partid înființat? Partidul București 2020 își va susține proprii candidați, eventual dacă vom avea... Și la Primăria Capitalei, asta încerc să ne spuneți? Dacă ne propunem să fim prezenți în București, înseamnă că ne propunem să... răspundem așteptărilor în general. În această fază, în această etapă, dumneavoastră vă gândiți să fiți acel candidat al Primăriei Capitalei sau deocamdată veți rămâne candidat al sectorului 3? Așa cum am mai spus și repet, sunt și rămân candidat pentru Primăria Sector 3. În ce relație sunteți cu doamna Fir, acum, având în vedere această separare politică, dincolo de legătura de personală pe care o aveți? O relație cât se poate de firească și umană. Nu avem chestiuni de împărțit, în afară de
aspecte administrative, unde evident că încerc să comunicăm, încerc să colaborăm. De la momentul în care ați anunțat că veți candida, că nu veți mai candida din partea Partidului Social Democrat, ați mai discutat cu doamna Firea? Da. În ce termen? În terminologie românească. Vorbim limba română și în acești termeni comunicăm. Evident că avem chestiuni să ne transmitem. Eu încerc performanța administrativă și cred că nu am pretenții prea mari și nu am așteptări prea mari atunci când mi-aș dori ca fiecare instituție să-și să se achite de atribuții. Și să nu ne încurcăm, și să nu ne încurcăm unii pe alții. Doamna Firea s-a achitat de aceste atribuții de primar general despre care vorbiți? Vorbeați, spuneați că ne afixiem în trafic și că unul dintre responsabili este și primăria capitală. Da. Da. Doamna Firea s-a achitat de aceste sarcini pe care le-a dat? În ultimii 30 de ani, spun un lucru și nu e în premier deloc. În ultimii 30 de ani s-au construit în București două pasaje și jumătate și câteva poduri. Consider că este inadmisibil și o rușine pentru toți cei care au condus primăria generală. S-a schimbat ceva în ultimii 4 ani sau a rămas la fel? Vă întreb strict de mandatul doamnei Firea. Nu cred că e în regulă să transformăm această întâlnire într-o discuție despre o persoană. Că nu trebuie să lăsăm de înțeles că aceasta este tema întâlnirii, că ar fi foarte greșit. Acea persoană... Dar dacă analizăm... ...poți să votați, domnule Negru. Cum? Această persoană și nu numai, actuala conducere a Partidului Social Democrat, vă acuză pe dumneavoastră că, odată cu această decizie pe care ați luat-o în ultimul moment, dar numai candidat din partea PSD, după ce ați făcut asta în ultimele mandate, încercați inclusiv să o sabotați pe actualul primar, să-i sabotați candidatura actualului primar general al capitalei. Având în vedere că sectorul 3 este sectorul cu populația română. Este adevărat, sectorul 3 este cel mai mare sector din București. Și după București este cea mai mare primărie, să zic așa. Cea mai mare populație. Dar noi nu încercăm să sabotăm pe nimeni, ci dimpotrivă, menirea noastră este aceea de a încerca să rezolvăm problemele reale ale bucureștenilor. Iar nu știu cine se consideră sabotat sau nu știu cine se consideră trădat. Pot să vă spun că atunci când mă opreau cetățenii pe stradă să îmi reproșeze că îi mănâncă țânțarii, că nu-s reparate gropile în bulevard, că n-au apă caldă sau căldură în toi iernii și chiar acum, vara, n-au apă caldă și multe alte aspecte. Nu vreau să vă spun eu cum am simțit. Că de aceea sunt o persoană, eu, mă respect pe mine și respect și pe ceilalți. Nu merg în formule în care nu cred. Ca să vă răspund cât se poate de direct și de concret, la întrebarea dumneavoastră. Excludeți posibilitatea unei alianțe între Partidul București 2020 și Pro-România la nivel de București? Nu. Deci este posibil să faceți o alianță, să aveți candidați comuni? Sunt multe posibilități. Nu vreau să vă spun. Deci, în această zonă, în această privință de alianțe, nu avem nimic concret să vă comunicăm. Nu avem nimic de comunicat. Nu avem nimic stabilit. Discuții, evident că avem. Așa că, la momentul potrivit, o vom face. Marcel Ciolacu sau altcineva din conducerea PSD v-a căutat în ultima perioadă? S-a mai discutat? Da. Și? Și am discutat. Și ați rămas fel pe poziție? După cum vedeți. Nu am înțeles eu răspunsul puțin mai devreme. Partidul dumneavoastră va avea candidat propriu pentru primăria capitalei?
Este o discuție. Este o posibilitate, dar în același timp este o posibilitate și să o gândim într-un context mai larg. Trebuie să analizăm variantele și să încercăm să alegem cea mai bună variantă, repet, pentru București. Într-un context mai larg, adică care sunt variantele? Există inclusiv posibilitatea să susțineți pe Nicușor Dan candidatul PNL-USR Plus? Aș dori să ne oprim aici cu ipotezele, pentru că ce am avut de transmis am făcut-o deja. În 2024 ați candidat la primăria generală, din partea București 2020? Este atât de dificil să știm ce vom face anul viitor. Ce se va întâmpla peste 4 ani este cu atât mai dificil de prognozat. Nu, real, chiar nu știu ce o să facem peste 4 ani. Înainte de 2024, sunt 4 ani pe care mi-i doresc plin de proiecte pentru sectorul 3 și în perioada următoare o să prezentăm proiectele pe care le avem noi pentru sectorul 3, în care, da, vom rezolva problema traficului din sectorul 3, că nu putem să ne ocupăm noi de alte zone. Sunteți membru al noului partid sau vă înscrieți? E președintele partidului. Tocmai prezentă un partid. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu mult drag și mult interes data viitoare.